Nu mai este mult și sezonul estival 2023 va debuta, astfel că românii vor căuta din nou destinația perfectă. Astăzi vă prezentăm care este destinația anului 2023 în România, cele două orașe surpriză care se bat pentru primul loc. În primele șapte zile de votare pentru competiția Destinația anului 2023 în România, mai bine de 100.000 de români și-au exprimat dorința pentru destinațiile înscrise în concurs. Scorul este unul foarte strâns în ceea ce privește primele poziții, astfel încât este posibil ca oricare dintre destinațiile înscrise să revendice un loc pe podium. Astfel, cea mai disputată categorie este atracții culturale educative, categorie prezentată de BCR. Concursul este unul extrem de strâns în acest moment, cu o diferență de mai puțin de 100 de voturi între deținătoarele primelor trei locuri din clasament. Palatul Culturii Iași, Cetatea de Scaun a Sucevei și Castelul Corvinilor. Printre celelalte destinații participante în categorie se numără Castelul Bran sau Muzeul astfel. Live Music Summer Camp Brezoi, Muzeul Maramureșului sau Cetatea Oradea, care luptă tare pentru a câștiga sprijinul publicului și pentru a avansa în top. La categoria orașe care inspiră, lupta pentru locul întâi se dă între finalistele de anul trecut, orașele Ia și Brașov, însă Oradea Constanța Timișoara sau Rumnicu Vâlcea vin tare din urmă. În categoria Comor Naturale, prezentată de Asociația Ecoturism România, Ținutul Zimbrului, Județul Neamț, Țara Dornelor și Țara Hațicului, ocupă pentru moment primele trei locuri. Urmează destinațiile Colinele Trad Transilvaniei, pădurea Craiului, Munții Apusenge, O parcul Carpatera, Ecomara Mureș sau Băile Tușnad. La categoria parcuri de distracție și aventură, din Oparc Râșnov, Dinozaur World, Transilvania și Zaga Zaga se bat pentru primul loc în categorie, dar Paradis, Len, Neptun sau Brizo pot prinde un loc pe podium dacă își mobilizează fanii. Relatează playtech.ro